Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește astăzi chiar în aceste momente pentru a stabili obiectivele țării noastre pentru summitul NATO de la Vilnius de săptămâna viitoare, marți și miercuri, și, bineînțeles, efectivele armate ale țării noastre care pot fi puse la dispoziție pentru participarea la misiuni și operații în afara teritoriului statului român pentru anul care vine. Mai multe detalii despre această ședință în desfășurare are colegul meu, Florin Jipa, de la Monitorul Apărării Securității. Bine te-am găsit, Florin. Un summit extrem de așteptat, summitul de la Vilnius de săptămâna viitoare, atunci când știm că vor fi aprobate planurile militare pentru apărarea estului continentului. Care este agenda reuniunii, Florin, și ce înseamnă această întâlnire pentru Ucraina? Bună, Monica, într-adevăr este un summit foarte important, deoarece, cum ai spus și tu, vor fi discutate și sper și aprobate planurile militare strategice pentru apărarea estului continentului. Au fost ceva probleme cu acestea la ultima reuniune a Ministrului Apărării din țările membre NATO. Turcia a avut ceva obiecții. Să sperăm că acestea vor fi rezolvate până săptămâna viitoare. Un alt punct pe agenda va fi și aderarea Suediei la NATO și am văzut că este un întreg maraton diplomatic făcut de Statele Unite, dar și de secretarul general al NATO, în special către Turcia, care se opune, dar și Ungaria nu a votat, sunt singurele două țări care nu au votat aderarea Suediei. Și bineînțeles că nu vor lipsi războiul din Ucraina și sprijinul pe viitor al Kievului, dar și, cel mai important, garanțiile de securitate oferite Ucrainei. Sunt mai multe variante, un plan de aderare sau acorduri bilaterale cu cele mai mari țări din NATO, cum ar fi SUA, Marea Britanie, Franța, Germania, pentru continuarea sprijinului. Este un summit important de la care noi, România, așteptăm foarte mult, în special dacă vorbim de securitatea la Marea Neagră, dar și de creșterea ponderii trupelor străine în România, și am văzut că în urmă câteva zile premierul Marcel Ciolacu a cerut acest lucru Germaniei, dar a fost refuzat. Florin, știm că se stabilește la ședința de azi, potrivit agendei oficiale a CSAT-ului, și forțele românești dizlocate în teatre de operațiuni externe. La ce anume, la ce fel de operațiuni ar putea să participe România în 2024 sau unde avem poate misiuni permanente? Da, de fiecare dată se stabilește pachetul pe anul următor, pachetul de forțe care poate participa la misiuni externe. În acest moment, România are 480 de militari în diferite misiuni. Cei mai mulți sunt în Bosnia și Herțegovina, peste 200, în Polonia 105 și în Kosovo 65. De regulă, acest număr cu militari este peste 2000, că au fost anii care au fost și peste 2500, depinde de situațiile în care România asigură anumite structuri de rezervă pentru misiunile NATO și UE din Kosovo și Bosnia și Herțegovina. Am văzut că anul acesta Turcia a suplimentat trupele din Kosovo, de exemplu, cu 400 de militari. Vom aștepta declarația sau comunicatul administrației prezidențiale în care o să ni se spună clar acest număr, însă este cumva sigur că peste 400 de militari vor fi și anul viitor, deoarece cele trei misiuni de care le-am spus mai devreme, Bosnia și Herțegovina, Polonia, Kosovo, vor fi sigur pe agenda participării și anul viitor. Îți mulțumesc foarte mult, Florin, pentru explicații.